Spun că astăzi este a 16-a ediție cu protagonista noastră, Oxana Barbu, alături de Camelia și de Victor, care o să fie moderatorii acestui încelaș, care este plin de flori, de tremuri și eu doar îi promit că totul să fie ok. Și din start vreau să mulțumesc Svetlana Vizitiu, care mi găzduiește de fiecare dată. Vreau să-i mân protagonistul nostru, Mocheța de Zandafiei, al promovar și moderatorul nostru, care e de Zandafiei. Cred că vă reprezintă Mocheța. O să iau și ducem în alte divinitații. Nu cunosc nici eu pe Oxana și nu cunosc nici Camelia. Am întâlnit-o aici două zile în urmă. A venit tot mai din sărbătorul ei natal. A dus-o primarul, pe care tind să-i pornesc numele, Tatiana Badan, care este primarul în satul de Baștina Oxanei și care, după cum am înțeles, pune umărul destul de des și o face cu suflet mare, ca acest copil, eu de fiecare dată o să spun copil, pentru că pentru mine tu mai mult de 15 ani nu ai. Acest copil are o istorie deosebită, despre care eu nici o să încerc să spun multe, pentru că nu știu. Ceea ce am aflat două zile în urmă, m-a cutremurat. Este un înger, copilul acesta, cu ochi mari și suflet mare și cu chipul, parcă este cu vreo de bani, care poate să dea o lecție de viață, în zădare am intitulat evenimentul de astăzi, o lecție de viață din gura unui înger, chip de bani. Și în continuare vreau să spun că acest copil poate să dea o lecție de viață la mulți din noi. Pentru că atunci când avem un o piatră de suflet sau avem o scârboare care contrate prin ce a trecut acest suflet, este o fiertă de zi de plajă. Dar e tare, vreau să spun că e mare chiar dacă este mărânzică și știe să se descurce. Să știți că astăzi nu ne-am adunat ca să o ajutăm, să o ajutăm cu prezența noastră. În materialul sau asta este o poveste mare. Ea este și mândră și orgolioasă. Ea vrea totul să facă cu mândrie și să știți că reușește. Din ce au auzit de la tatăl de gând, s-a înțeles că e bărbat de dără. Știe să lupte, știe să ierte, știe să nu ierte, de ce nu trebuie. Dar întotdeauna este ca altă. Frumoasă. Astăzi aș vrea să încep acest eveniment cu o poezie care o să-i mai dăm citire o dată la sfârșit. Și o să înțelegeți de ce. Am scris-o eu, i-am dedicat-o Oxanei. O să citesc cu emoții, dar sper să vedeți și Natalia că ți-a promis. Și o să citească cum știe ea, să citească un vers și mai ales un cadou pentru tine și pentru video. Și cred că o să vă dau bucurie în anul. O să încerc așa, fără să vă ridici, că am și eu emoții. Mă întâi spuneți clubul Impresii din Viață și Cărți. Da, am spus că este clubul Impresii din Viață și Cărți. Mai repede o dată. O poezie care așa și se articulează. Un înger cu chip de icoană. Versuri dedicate, ceva acolo nu se aude. Versuri dedicate Oxanei Barbu. Un suflet mare de la care aici învățat, la orice versuri. Chiar și eu care sunt cu teata solă, numai la o întâlnire am luat loc de la dânsă și am înțeles că prin viață trebuie să treci altfel. Trebuie să treci cu tot ce o să ai. Și atunci totul e ok. Te uiți la ea și vezi în chipul ei un îngeraș fără de aer. Aici, printre noi, aici, pe pământ, cu inimioara ei rănită, dar care bate cu putere și atâta înverșunare că vrei nu vrei de mâinesc.
extraordinare în bunătate și în cuvânt. Ea scrie versuri, știi, sunt și rime pe care le citești ca o zână, plină de divinitate. Covrajul magică, uluitoare, demnă de ciuclontă, deci părinți zâmbește la toată lumea care o înconjoară, la bine și rău, la cei care se iază în schimbul soarta, mereu postind și obieți îngrizite printre semeni, ca printre Dumnezeu. Curată, limpede, ochii ca izvorul de care poți să bei și nu te saturi cât mai bea. Ea suferă și rătăiește, dar niciodată nu prăjește, este Dumnezeul ei și al Dumnezeului. Și nu se umilește, ci n-ar fi, vibrează, este numai zvârte. Ca o vioare cu strunul de rupte, e pusă să aștepte în cui, poate că cineva îi va spune. Bună ziua, scumpă, ce mai faci copilul? Ce gânduri te frământ? Spune puișor, ce zace în tine sau de cine ți este dor? Iubește tot, natura, oamenii, și știi să se bucure. Până un copilaș, se învață a primi tot ce oferă bunul Dumnezeu. El nu îi știe sau de mucenic, care nu cere nimic mai mult decât îi se cuvine. Din acel puțin ea știe să împrăște trăire și călătoria omenească, sufletească. Deci și ruga mea la cel de sus să o ocrotească și să-i dea putere în zecime, să treacă peste tot și peste toate, rămânând mereu aceleași. Oxana Paracu, plină de dorința de a trăi și totalmente de a se dori. Așa să fie, Doamne. Amin. Chiar dacă era lipită de cabine, dar am simțit că ea aici e ca un fluturaș. Cine a citit din Biblie fluturi, acele romane, ea tocmai așa vibrează. Înainte de a-i oferi cuvântul protagonistei și să-i punem întrebări, îi ofer moderatoarea noastră, Camelia, să spună două cuvinte. Bun găsit, dragi oaspeți, iată pe frumoasa minunată, blânda noastră Oxana, aici, într-un club al veritelor, în acest club de cărți și cărți. Este un mediu atât de... Nu, eu vreau totuși să vă vorbesc așa, nu de sus, ci tocmai pentru că vă respect, e un semn de mare considerație și prefer să stau în picioare și să stați noastră jos. Eu cred că un astfel de mediu pentru Oxana este un moment de naștere, de renaștere. Ceva îmi spune că astăzi Oxana are șansa să se nască a doua oară. Știți, sensibilitatea ei, cred că plutește în aer, se simte că un om deosebit, că e un, nu pot să-i zic copil, că e un copil cu copii, dar ea este totuși un copil în splendoarea ei, în naivitatea ei, în limpezimea ei, în claritatea ei. Ori pe un astfel de suflet cingaș, neîncărcat de invii, neîncărcat de rugăciune,
convinsă că astăzi este o naștere, o a doua naștere, o naștere sub stele norocoase, pentru că suntem aici toți și oferim sufletul nostru și sprijinul nostru și mâna noastră întinsă, aș vrea să spunem bun venit, Oxana! Haideți să-i zicem bun venit, Oxana! Thank you.
cunoaște toată istoria. Pentru că cei de aici, noi vrem să cunoaștem te. Mă gândesc că fiecare să gândească pe parcurs cu ce-am putea să te ajute. Cu un cuvânt, cu o drumare, cu o carte, cu o poveste așa și așa. Prietena mea, am zis de aia.
nevoie de liniște și de tată. Cred că fiecare dintre tu, dumneavoastră, are nevoie de liniște și de tată. Și are nevoie de pace. Și faptul meu, că atunci când cineva pleacă din viața dumneavoastră, lăsați-l să plece. Nu încercați să o rugați să rămână sau să îi spuneți că, sau cum se mai spune apropo, să vă umiliți. Da? Dacă a plecat, cum să înseamnă că da, a avut cel de sus și nimic mai mult. Înseamnă că, că Dumnezeu tot ne iubește. Dacă ne ia din care persoanele care nu le merităm sau nu sunt demne de noi. Mulțumesc, Domnul, și știți, eu mereu am spus că în viață orice ar fi să mergem înainte, să nu spunem că eu nu pot, sau chiar dacă nu este un pic mai dificil sau am dat de ceva un pic mai complicat. Nu trebuie să lăsăm mâinile în jos, nu mă plecăm, că eu abandonez această lucrare sau acest lucru din motivul că este prea greu pentru mine sau este mult prea complicat pentru mine sau trebuie să mergem înainte. Să mergem înainte, trebuie să zâmbim. Să zâmbim și în primul rând, în fiecare dimineață, când ne trezim dimineața, să avem curajul, să ridicăm așa privirea după cer și să spunem, îți mulțumesc cu Doamne că m-a trezit în această dimineață. Și spunem cuvintele acestea, viața din ziua poate merge cu mult mai bine, cu mult mai liniștit. Știți, eu de multe ori am observat că Dumnezeu chiar nu mă iubește. Pentru că orice dorință mi-o pun sau se împlinește, poate mă gând îmi doresc. Dar chiar nu neapărat se împlinește. Aia nu trebuie niciodată să renunțați la vise. Orgoliul dumneavoastră sau... Și atunci când întâlniți un prieten, să spuneți zâmbind și spuneți viața merge mai departe. Este tot ușor în batalie, dar eu mă bucurăm că ziua
E front, doamne, foarte serios. Totuși, nu ai răspuns la întrebare. Ai făcut după ce ai spus primul acum și mai departe. Ne-ai dat o lecție, bă, doamne. Da. Dar n-ai spus nimic despre tine, așa. Numai în limitele, da, în limitele, da, care îți poți trebui. Ca la prima întâlnire. Ca la prima întâlnire. M-am arătat să merg mai departe, mi-am arătat sensul meu.
nu trebuie să ne batem joc, nu trebuie să o lăsăm să se prăbușească, nu trebuie să o lăsăm să se urâțească din cauza durerilor pe care le traversăm. Noi trebuie să ne înfrumusețăm sufletul, viața, care este un dar. Dacă nu ne iubim propria viață, nu iubim pe Dumnezeu. Este darul pe care Dumnezeu ne-a dat. Și Oxana a înțeles acest lucru. Eu zic că merită să aplaudăm. Thank you.
chiar nu este bună, este o porcărie și nu se mai atinge niciodată de poezie, sau, îi spuneam o minciună frumoasă, este excelent, mergi mai departe, ai talent, mergi mai departe, scrie, 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 pentru că scrii frumos. Dar ce facem? Dragii mei, este bine să nu mergem pe lucruri rigide, să nu dăm verdicte niciodată. Adevărul poate să ucidă. Asta trebuie să înțelegem, că niciodată principiile, spunem, eu am principii. Nu trebuie să avem principii. Trebuie să discernem între ele. La asta s-a referit Oksana. Îi mulțumesc dacă ea consideră că ceea ce am discutat ieri, o parte dintre dumneavoastră ați fost prezenți acolo, o parte nu, de asta eu m-am simțit datoare să fac unele precizări pentru a spune la ce se referă. M-a rugat la secret, Oksana vrea să ne cite și ne autorize idei, mai ales că Camelia i-a spus numai ce a fost vorba, un adevăr drept sau o minciună frumoasă. Da. Tu ai de selectat. Să știți că eu mi se pare că sunt chiar bogat, pentru că
ce profesorii ce sunt? Ei cu tavare sau cu detalie? Depinde de felul care noi interpretăm. Iar tu ești o fie puternică și mă bucur că nu te-au dărâmat criticile sau părerea ta. Ești bravo și mă bucur. Și am plecat pentru că am venit aici și am spus
numele ei, de fericire care vor urma, este prima din anii. Thank you.
noroc și fericire, bunăstare și iubire, credință să aveți între voi și să nu știți de nevoie. Pentru tine, Oxana, uite, tu m-ai pus să plâng. Tu m-ai pus să plâng. Și pe bună dreptate, uite, aveți început să citiți. Am convenit cu Svetlana că vom începe să scriem o istorie. Istorie puțin mai mare. Veți citi... Nu știu cum să spun. Viața de un copil. Hai să zicem așa. Un copil care întotdeauna a avut și vrea să fie lângă oameni. Și uite, Oxana, tu ai spus că foarte mulți oameni care au venit în casă la tine, au uitat să se șteargă pe picioare. Asta a fost fraza care m-a motivat. Mă bucur că primăriile susțin asemenea tineri, talente și... Și vă spun asta în calitate de doctorant în drept internațional. Cum vă spuneam puțin de gândit, că fără flori,
mulțumesc tuturor că am venit aici ca să onorăm prezența și să consemneam sau să nu știu cum să mă exprim. Poate cuvinte meriți tot. Eu vreau să fermonez o piesă din repertoriul italian, poate una din cele mai frumoase, se numește Santa Lucia, care după frumusețe și după timpul tău, adică m-am uitat la tine și m-am gândit că asta s-ar potrivi cel mai bine. Nu am adus nici chitară cu mine pentru că vin direct de la servici, nu am adus nici un stick cu minus și am zis că e așa, dar să-l provedeți și poate poți să vreau care știu. Ok. No, я вам скажу.